Ediția din acest an a evenimentului Zilele Mediașului a debutat în sala mare de ședință a primăriei Mediaș cu evenimentul aniversar intitulat Repere Medieșene în istoria astronauticii mondiale. În cadrul acestuia a fost marcat aniversarea celor 30 de ani de la înființarea casei memoriale Hermann Oberth Mediaș, dar și cei 130 de ani de la nașterea savantului Hermann Oberth. Invitat special la eveniment a fost general locotenent în rezervă Dumitru Prunariu, singurul cosmonaut român și cetățean de onoare al municipiului Mediaș. Întotdeauna revin cu emoție la Mediaș pentru că sunt legat de foarte multe amintiri încă mai vechi de Hermann Oberth. În anii studenției îmi făceam împreună cu soția mea, eram colegi de facultate, practica de vară ca studenți aici la școala militară de maestri militari de aviație. Am cunoscut oameni excepționali, oameni care ne-au introdus nu numai în istoria Mediașului, dar în omenia oamenilor de aici. Și nu pot să-mi amintesc pe Gigi Dragu, care mi-a fost instructor, din păcate sănătatea mea a permis să fie aici, Liviu Mateica, care este aici alături de noi, și mulți alții. În afară de aceasta, domnul acum general Andrei, domnul Gheorghiu, la vremea respectivă, de asemenea ne-au îndrumat pașii în cunoașterea tehnicii de aviație. Dumitru Prunariu a vorbit despre demersurile făcute în urmă cu 3 decenii care au dus la inaugurarea în anul 1994 a casei memoriale Hermann Oberth. Am revenit în țară, am revenit la Mediaș și am găsit un primar foarte hotărât, domnul Dionisie Bucur, din păcate și dânsul a plecat dintre noi, care a înțeles care este importanța lui Hermann Oberth. Am descoperit casa în care a locuit Hermann Oberth, care era grădiniță pe strada Salcândilor, și atunci s-a hotărât să fie mutată grădinița și casa respectivă să devină casă memorială. I-a chemat pe principalii directori de întreprinderi din Mediaș, și acum mi-aduc aminte, eram toți într-o sală, și le-a spus: tu renovezi casa. Pompei Hădăreac, care e aici. Și Pompei, care avea pe atunci 50 de ani și un om foarte hotărât, condusese cooperația meșteșugărească aici, a pus mâna și a renovat casa. Alții, tu faci vitrine pentru muzeu, în interior. Tu sticlă pentru cutare, geamuri, renovezi, aranjezi. Le-a dat tuturor dispoziție și vă rog să mă credeți că s-au conformat toți, unitar, au înțeles ce înseamnă asta, l-ascultau și pe primar. Și uitați cum, în 1994, la 100 de ani de când s-a născut Hermann Oberth, am reușit să inaugurăm ceea ce este acum Casa Memorială Hermann Oberth. La finalul manifestării au fost oferite, din partea conducerii municipalității, mai multe diplome de recunoștință unor personalități locale și naționale. De asemenea, Muzeul Național al Aviației Române a oferit plachete primarului Gheorghe Roman, cosmonautului Dumitru Prunariu, dar și fundației Hermann Oberth.